Cea mai bună varietate e aici. All day long, all the time. Pe aceeași frecvență cu tine. I love the music. Europa FM. Da, suntem pe frecvențele Europa FM. Uite că nu mai găseam fondul de emisiune. Chiar și la mine erau căștile foarte tare și când ai intrat, așa mi-a plecat capul. Bum! Am avut un moment de blocaj și însă, uite, dacă te plictiseai sau dacă ți era somn, gata, am rezolvat problema cu explozia asta de sunet din căștile tale. Bine ai venit, Cătălin! Salut, bine te-am găsit! Zici că vrei să vorbim despre nenaționala noastră de fotbal sau... Da, despre națională. Aș vrea să spun ceva ce-i contra curentului, ca să fiu sincer, cu tine. Audă. Adică, da, sunt sătul de înjurături, de supărări, de lucrurile astea care, nu știu, sunt în spațiul public. Tu și Ilie Dumitrescu, care așa, a văzut un meci foarte bun, da. Adică nu foarte bun, dar mai bun decât precedentul. Nu știu dacă a fost bun sau nu, că nu mă pricep atât de tare așa la fotbal. Adică am văzut dialogul lui Ilie Dumitrescu cu Decebal Rădulescu, e peste tot. Da, e în presă, înțeleg că a fost balamuc acolo. N-am mai luat bătaie cu 2-0, am luat bătaie cu 1-0. Cu 1-0, știa, 1-0 că, da. Wow, e o îmbunătățire. Da. Dar eu am un gând care îmi stăruie în minte încă de acum câteva zile de la o intervenție a lui Edi Iordănescu și aș vrea să discutăm un pic despre asta. 3-2-1, hai să auzim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Înaintea meciului de Muntenegru, antrenorul naționalei, Eduard Iordănescu, a spus un lucru pe care l-am auzit și în alte forme la jucătorii naționalei. Este vorba despre starea emoțională a acestor fotbaliști care sunt prezenți acum la națională. Despre starea lor psihică, dacă vrei. Mie îmi pare că sunt niște oameni... Da, Edi Iordănescu spunea așa că starea emoțională a acestui grup este foarte proastă, că și-au pierdut încrederea și că el are de lucru la repararea acestei stări emoționale, pentru că este într-un moment foarte complicat al existenței lor personale, cred eu, și nu numai profesionale. Eu nu plec de la ideea că acestor bărbați care se duc să joace fotbal acolo în numele României nu le pasă. Chiar dacă arată mai slab, mai rău, mai prost sau nu fac față sau nici nu cred măcar că nu se concentrează. Cred că în lanțul de eșecuri pe care România l-a traversat în ultimii 4 ani cu această generație, cred că și-a pus amprenta asupra lor la modul personal, ca sportivi. De asta l-am auzit și pe Alexandru Maxim aseară spunând că ei au adus naționala în acest loc, că simt o durere cumplită și că tot ei trebuie să repare. M-am uitat la fața lui Chiricheș, care venea la hotel între cele două meciuri. Am văzut un om încercănat, un bărbat de 35 de ani cu cearcăne negre, un om care sigur, vorba lui Ilie Dumitrescu, n-a dormit în noaptea de după meci, un om care probabil are frustrări și dureri când o societate întreagă îi reproșează greșeala, care e greșeala. Dar comentăm putința, nu, comentăm dorința sau puterea de a mai juca fotbal și de a mai face rezultate? Putința, ca să-ți spun așa. Nu știu să zic. Eu s-ar putea să fie asta, putința acestei naționale. Deci cred că putința acestui grup de jucători nu este mult mai mare decât asta. Adică la ce mă uit eu aici e la dorința lor de a face lucruri sau la puterea de a mai face lucruri. Adică ce e de făcut în cazul ăsta în care, ok, ne-am lămurit că nu putem mai mult, atunci ce e de făcut? Ne dorim, dar nu putem. Ca în viață, că și eu îmi doresc ultimul model de... Nu știu. Aici să știi că... O mașină scumpă. Eu cred că oamenii ăștia au nevoie... Acum, sincer spun, poate multă lume să mă critique și o să zic, poate zic cu enormitate. Eu cred că oamenii ăștia au nevoie de ajutor specializat. Adică au nevoie de psihologi și oameni care să vorbească cu ei, să-i scoată de acolo. Pentru că acești oameni arată ca niște oameni bătuți. Vezi că eu nu mă mai refer la ei ca fotbaliști. Noi, în viețile noastre, cu toții avem greșeli, perioade proaste, zone limită, zone în care nu mai știm ce să facem. Ăsta este un grup de busolat complet la nivel de individ. Oamenilor ăstora, eu cred că le este frică în momentul ăsta să iasă în public, să se ducă pe teren și să joace și cred că sunt marcați de greșeală. Eu cred că le tremură picioarele și au capetele în ceață
în momentul în care sunt acolo, pentru că să gândesc că, aoleu, ce o să zicem, ce o să zică ceilalți când ne văd așa. Așa am zis și eu despre jucătorii lui Dinamo și nu m-a ajutat cu nimic. Tot în BA au ajuns. Păi de asta zic că trebuie că să vină... timorați, că sunt, au presiune, că au... Da, sigur. Despre asta e vorba. Așa înțeleg din, de la oameni care cunosc fotbalul românesc, înțeleg că aceeași este atmosfera și în federație. Adică și întreg grupul din federație este un grup căzut care nu mai poate analiza foarte clar ce se petrece, pentru că presiunea socială este foarte mare. Societatea românească este nemulțumită și a desființat, practic, un grup de persoane. Eu nu zic că ei n-au greșit să mă înțeleagă lumea în mod greșit. Deci, ei clar nu-și fac treaba cum trebuie. Noi n-am știut să-i ajutăm, iar în momentul ăsta nu facem nimic decât să-i îngropăm mai tare. Dacă lucrurile merg de aceeași manieră, eu pun mâna în foc că luăm bătaie și cu Finlanda și cu Muntenegru când se întâmplă chestiunile astea. Adică astăzi, eu zic că au nevoie de sprijin acești oameni. Adică fiecare dintre noi să se gândească, eu sunt în România și o să fiu alături de ei și data viitoare. Știi cum e, ce a spus și Decebal la seară, hai să îi sprijinim noi pe aia cu salarii de 50.000 de euro pe lună. Știi? Asta adică, e viața. Eu n-am la 50.000 de euro pe lună, cred că ar trebui să ai un psiholog în stânga, un psihoterapeut în dreapta. E adevărat, Nadal câștigă de 100 de ori mai mult decât ei și tot l-am văzut pe Nadal în genunchi în multe momente ale carierei, l-am văzut plângând. Da, el a fost mereu sus acolo. Adică a fost mereu Nadal sus, că putința lui e mai mare, dar... Și asta vreau să zic, că au și ei emoții, sunt oameni, știu ce zice Decebal și mie îmi vine să spun, păi când câștigi câteva milioane de euro pe an, sigur, lumea are mai puțină îngăduință. Că n-ar trebui să ne mai uităm la niște ciarpene, dacă tot câștigi câteva milioane de euro pe an, știi? Să știi că, da, e adevărat că le dai mai puțină, le acorzi mai puțină milă, dar tot oameni sunt și la banii ăștia, să știi, adică... Dar oameni sunt și ea de la Muntenegru, de la... Poate de unde vrei tu, nu știu. Cineva îi mai îmbrățișează și cu dragoste din când în când. Ea, știi ce îmi face impresia? Că-s ca copiii aia bătuți în șir. Știi? Deci mie mi se pare că ei au bătaie tot timpul. Tu ai venit să-i aperi sau să-i faci copii bătuți în șir? Așa mi se pare că sunt copii bătuți în șir. Ce să zic? E complicat, nu știu. Chiar sunt curios, poate aflăm și părerea ascultătorilor. Să spun oamenii, eu nu zic că... Cum are și ascultătorii noștri din situația asta? Ei văd vreo cale de ieșire? Ce ar trebui să se întâmple la naționala noastră? Da, chiar, e bună întrebarea. Să avem din nou fotbal. Care e calea de ieșire? Da, dacă aveți voi idee, să ne scrieți pe WhatsApp la 0728111222 și o dăm și noi mai departe, că altceva ce putem face? Adică noi asta putem face ca societate, să căutăm o cale de ieșire, nu? Să ne adunăm cu toții și să... Dacă zici... Eu zic așa, dacă îi batem în continuare și le zicem, bă, proștilor, crezi că ieșim? Eu am îndoieli. Da. Mulțumesc, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm și mâine alături de noi. Ascultă! Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up! Europa FM.